Tăierea stupului este o practică veche, ce este cunoscută doar de apicultori adevărați care cunosc secretele meseriei de demult. Un astfel de apicultor este Iosif Oros, omul care ne-a primit între stupii săi prin intermediul sălejanului Mircea Groza, unul dintre oamenii care promovează în lume valorile bucătăriei sălejene. Am ajuns în fermă apicolă la lăsarea serii când albinele sunt liniștite, iar recoltarea fagurului cu miere este o adevărată plăcere. Pe albinele deranjează, sunt doapă cu miere. El acum... Acum se halesc. Ales, de ce ales? Asta este instinctul omului, înainte de a se... Mere la drum, să... Și atunci, dacă noi facem aceste bătăi, mă înțelegi? Le grăbești, își ia în burtă, asta este marele secret al fumului, își ia în burtă nectarul, mă înțelegi, și în această gușă și în... Și nu mai se poate încovoia să te înțepe. Deci le îmbătăm de cam Mircea. Deci le exploatăm într-un fel. Dar le dirigem. Bun. Urcă sus. Ce faci cu coșul? Ridici fără grijă de pe celălalt? Sigur. Deci a început să urce. Și le iei cu coșul, cu gura în jos? O să le punem, uite, aici. Și unde le pui? Le punem acolo. Oricum mai ne rămâne puțin albine și vom recolta faguri, vom mătura ele, dar va trăi vreo 10-15 minute de aia când... Lucram în serie, aveam 5-6 stupi și numai tot veneam și dăm. M-ai înțeles? Da. De obicei făceam... Bun, dar ce faci cu albinele astea? Cu albinele astea, fie că poți crea o familie de albine dacă ai faguri cu miere, fie că întărești alte stup. De exemplu, stupul ăsta de aici este foarte slab. Deci tu poți completa o familie. Exact. Și ce faci cu matca, care e în plus? Dacă are calitate, mi-o păstrez. Dacă nu, nu mi-o păstrez. Dragii mei, am deosebită plăcere în această seară aici de a avea lângă mine doi oameni minunați pe care până acum câteva minute i-ați ascultat. În primul rând vorbim de domnul Mircea Groza, dânsul nu mai are niciun fel de prezentare, are nevoie de niciun fel de prezentare, și domnul Ros, un om deosebit, care iată n-a vorbit despre tot ceea ce înseamnă apicultură. Nu cred că este cineva mai potrivit în sălaj pentru a face acest lucru. Bun, domnilor, ce urmează în minutele care urmează? Oricum, eu ceea ce văd aici pe masă, nu știu, îmi place tare mult. Sunt minuni aici și Silviu o să ne spună, uite, asta mi-a picat în mână, este merișor. Merișor, afina roșie conservată în miere. Bun. Dacă mierea nu e încălzită și își păstrează acest fermez de care ți-am povestit, sunt niște fitoncide, de fapt, antibiotice ale naturii, care poate să păstrează mierea 2800 de ani. De aceea ți-am spus că mierea este singurul aliment care nu se alterează niciodată dacă e naturală. Este singurul produs netoxic. Și după recoltare a urmat degustarea, care a fost una cu totul specială, mai ales că mierea obținută de la albinele sălejanului este una cu totul deosebită, pentru că aduce câte puțin din colțurile naturii unde albinele au ajuns pentru polen.